Susținem educația pentru sănătate în toate formele ei și nu ne dorim decât să ne facem lumea noastră mai bună. Cum facem asta? Prin tot ce facem în fiecare zi. Suntem împreună cu Alexandra, trainer Yves Rocher, și încercăm să descoperim împreună secretele îngrijirii unui păr sănătos. Alexandra, mă bucur mult de tot să ne povestești așa din experiențele tale și să ne împărtășești ce înseamnă de fapt un păr sănătos și care sunt secretele unui păr sănătos. Păi, un păr sănătos înseamnă un păr foarte bine îngrijit, înseamnă o alimentație foarte bună, înseamnă să ne hidratăm foarte bine, nu doar interior cât și exterior, să avem un stil de viață sănătos, să facem sport, să ne odihnim. E foarte important, sunt niște factori foarte importanți pentru a avea un păr foarte sănătos. Deci totul cumva într-un echilibru. Și acum mă gândesc că, știi, vine opoziția pe partea cealaltă. Care sunt factorii dăunători, factorii de impact, cu impact nociv asupra părului nostru? Păi, principalul, să spunem, sau cu ce ne confruntăm cel mai des în ziua de astăzi, din păcate, este poluarea. Trăim în orașe din ce în ce mai poluate. După care ar fi produsele pe care le utilizăm, poate nu utilizăm produsele cele mai potrivite sau utilizăm aparate electrice și nu folosim un produs care să ne protejeze foarte bine părul. Apa este tot un factor nociv câteodată pentru păr, pentru că apa a început să fie din ce în ce mai calcaroasă și avem nevoie și acolo de un produs care să elimine acest calcar și să redea luminozitatea naturală a părului, așa cum avem și noi în portofoliul nostru de produse. Soarele poate fi un alt factor. Am înțeles. Știu că Yves Rocher este pionier în domeniul de cosmetice vegetale de peste 64 de ani, dacă nu mă înșel. Da, așa este. Și știu că militează pentru lumea noastră mai bună, din toate punctele de vedere. Da? Care ar fi ingredientele, pentru că spuneai mai devreme, de ingrediente de calitate folosite în produse și pentru a putea păstra într-un echilibru sănătatea părului și a scalpului? Care ar fi ingredientele după care noi să ne uităm în momentul în care alegem un produs de calitate? Păi, recomandarea noastră ar fi în felul următor. Când alegem, de exemplu, un șampon, să alegem unul care să nu conțină sulfați. Sulfații, de fapt, ce fac? Pot usca foarte tare firul de păr. De exemplu, șampoanele noastre nu conțin absolut deloc sulfați. Super! Chiar de acum câțiva ani am scos și siliconul din produsele noastre. Ce ar mai trebui să aibă? Ar trebui să aibă ingrediente de top, ingrediente studiate, așa cum a făcut domnul Yves Rocher pe parcursul la aproape 64 de ani. A studiat cu pasiune anumiți activi și a pus special în produsele noastre. Avem chiar și ingrediente brevetate cu care ne mândrim și care oferă niște rezultate excepționale firului de păr. E minunat să poți să descoperi cumva istorie și în continuare cercetare, știi? Asta e fantastic. Așa. Și mă gândești la partea cealaltă pentru viitor, pentru că trăim cu toții, nu știu, într-o lume destul de agitată, să mă exprim așa, și cu din ce în ce mai mulți factori nocivi. Cum putem totuși să menținem un ritual pentru îngrijirea sănătății părului? Care ar fi el? Care ar fi ritualul, de fapt, de îngrijire al părului? Păi să începem cu primul produs pe care îl recomandăm și toată lumea, de fapt, îl achiziționează. O să vorbim de șampon. E foarte important atunci când alegem un șampon să prioritizăm nevoile scalpului în detrimentul nevoilor lungimilor părului. Acesta trebuie să fie fără sulfați, cum spuneam și mai înainte, să aibă un grad de naturalețe cât mai ridicat. După care să venim cu un produs care să ne descurce foarte bine firul de păr, pentru că acesta este scopul, de fapt, al unui balsam de păr, să ne descurce părul. După care să venim cu un produs tratament, o mască sau un balsam multi-efect. Noi recomandăm, de exemplu, o dată sau de două ori pe săptămână să utilizeze clientele noastre câte o mască, iar clientele care, din păcate, se confruntă cu un scalp sufocat sau gras, sau chiar cu mătreață, le recomandăm această mască detoxifiantă care este și exfoliantă în același timp. Deci lucrează foarte bine pe partea de antipoluare. Ce ar mai fi de menționat? E adevărat, ritualul normal ar conține un șampon, balsam și o mască. Dar noi mai recomandăm un plus pentru
apa aceasta minunată de la robinet și un produs care să ne elimine în mod natural calcarul, să ne oferă luminozitate și să ne oferă poate și un plus de efect antipoluare, cum este produsul acesta pe bază de moringa, care chiar neutralizează foarte bine și detoxifică foarte bine firul de păr. Și pentru, să spunem, pentru aranjarea părului, poate doamnele au bucle sau poate au nevoie de un șampon uscat, tot timpul se vor găsi produse pe care să le putem recomanda. Dar cred că acestea ar fi cele mai importante. Sunt, mă gândesc că suficiente variante, asta clar și le vedem cu toții, dar bine, nu vreau să par, știi, să mă lupt cu cealaltă extremă. Ai menționat doar de cliente, da? Eu reprezint și partea clienților, partea masculină în această poveste, da? În primul rând aș vrea să știu, pentru că îmi place să descoper secrete, după cum știi, aș vrea să știu cum identific produsele potrivite cu nevoia scalpului meu, pentru că totul pornește de la rădăcină. De aici m-aș uita prima dată, după aceea produsele potrivite pentru păr și da, pentru bărbați. Chiar dacă femeile fac achiziția pentru noi bărbații a produselor, dar hai să ne uităm și pe partea aceasta, cum se face diagnoza cu ghilimele de rigoare a scalpului, ca să pot să știu ce tip de produs mi se potrivește mie. Păi știu că ești client fidel la noi în magazine, vii destul de des la noi în magazine. Cred că ai observat că consilierele noastre de frumusețe sau consilierii noștri de frumusețe oferă cele mai bune sfaturi. Avem în magazin inclusiv un diagnostic expert al părului și da, colegele mele te pot ajuta să-ți afli chiar nevoile scalpului. Dar în mod special bărbații de obicei se confruntă cu poate cu pierderea părului sau cu părul gras sau cu mătreață. Cam acestea ar fi, să zicem, principalii factori. Deci, practic, ca să știu ce tip de șampon mi se potrivește mie sau de produs, da? Trebuie să-ți cunoști foarte bine scalpul. Exact. De la bază pornește totul. Exact. De la rădăcină. Uh-huh. Și atunci, ok, recomandarea este să vin într-unul dintre cele 34, dacă nu mă înșel, da, de puncte câte sunt în momentul de față la nivel național IFROSHEC în România, da? Da. Să mi se facă o identificare a nevoii potrivite de către un consilier în frumusețe și în sănătatea părului, da, de către colegii tăi din locație, și după care, în baza acestei diagnoze, să pot să primesc produsul potrivit, exact, nevoii și mele. Nu neapărat doar un șampon, poate și alte produse. Depinde foarte mult de nevoile clientului. Absolut. Deci pot să vină atât bărbați cât și femei. Deci ne-am liniștit, acum pot să dorm liniștit, da? Și da, să mă gândesc că sunt produse pe care exact, și eu le pot achiziționa pe mai departe ca și până acum și toți ceilalți bărbați, chiar dacă doamnele cumpără produse pentru noi. Acum mă tot gândesc, apropo de partea asta, ritualuri, echilibru, substanțe, știi? Deja mă stresez puțin, da? Și menționez cuvântul acesta pentru că este cuvântul leitmotiv, nu doar în generația noastră, și în tot ce sunt în lumea noastră la final. Cum afectează stresul, nu știu, calitatea sănătății părului? Știu că e o discuție amplă. Da, este o discuție amplă pentru că nu ne afectează doar părul, știi, ne afectează cu totul, dar se poate vedea inclusiv pe firul nostru de păr. Ce pot să apară, de exemplu, pierderea părului. Poate trecem, nu știu, printr-o perioadă stresantă, poate să fie o naștere sau, nu știu, un deces sau chiar o sesiune de la facultate cu examene. Ea foarte solicitantă. Da, exact. Și câteodată vedem mai multe fire de păr pe pernă. Normal, noi pierdem în jur de 50-100 de fire de păr zilnic. Wow, 150? 50-100? Da. Iar în momentul în care vedem mai multe, să zicem mai mult de 200, ar trebui să utilizăm niște produse care să ne regenereze foarte bine părul. Noi, de exemplu, recomandăm persoanelor care se confruntă cu stres să utilizeze gama noastră anticădere, pentru că este foarte bogată în ingrediente active, vegetale. La fel, șamponul nu conține sulfați, toată gama este vegană.
În plus, pentru persoanele acestea, cum spuneam, cu o cădere reactivă sau ocazională, pentru că stresul și tu e ocazional, apare doar după, nu știu să zic, o lună, două, trei, după care ne revenim, acest ser fortifiant pe bază de ginseng, care stimulează foarte bine bulbul de păr, firul de păr crește mult mai puternic și vedem rezultate chiar după primele utilizări. El se utilizează undeva la, să zicem, de 2-3 ori pe săptămână. Se dă fix la rădăcină și putem efectiv să ne dăm cu el și să ieșim în oraș unde dorim, la terasă. Sau dacă, din păcate, suferim de probleme hormonale, de obicei acestea apar la bărbați sau ereditatea, da, le recomandăm fiolele sau doamnele, la fel, care au probleme hormonale sau observă că le cade foarte tare părul timp de, nu știu, să zicem, 6 luni, vezi în continuu că-ți cade părul, recomandăm aceste produse, aceste fiole care se utilizează timp de 16 zile. Ele dau rezultate foarte bune, le-am utilizat și eu, nu știu dacă se vede, dar părul chiar s-a regenerat foarte bine. Deci foarte, foarte bine. Acum că spuneai mai devreme de cure, să zicem, sau de variante de tratament cu ghilimele de rigoare, da? Pentru că, ok, 16 zile, orice ține mai mult de 2-3 zile, aș putea spune că intrăm într-un ritual, da? Ce recomand și bărbaților pentru îngrijirea pielii pentru tot parcursul vieții, să spun așa, adică care fi factorii cei mai importanți să ne păstrăm părul sănătos a la lung? Să știi că e ceva acumulat, aș spune eu. Da, putem să recomandăm produse, repet, este foarte importantă nevoia scalpului, pentru că bărbații au de obicei părul mai scurt, n-au nevoie de balsam sau de mască. Dar e foarte important să ne odihnim foarte bine, știu, mă repet, dar chiar este foarte important să avem o alimentație bogată. De exemplu, eu le recomand foarte mult clientelor să consume linte. Nu știu dacă știi, dar este foarte bogată în complex de B-uri, are zinc, are fier, are biotină. Deci și alimentația te poate ajuta să ai un păr cât mai frumos timp îndelungat. Deci alimentație, hidratare, odihnă, stil exact de viață sănătos. Și produse de calitate. Produse de calitate. Atenție, în momentul în care alegem un produs pe lângă diagnoză, ca să vedem ce ni se potrivește nevoii noastre cu adevărat din punct de vedere sănătate, la ce ne recomand să ne uităm? Mă refer ca și ingrediente sau ce să evităm, ce să luăm în calcul. Păi, cum am mai spus și mai înainte, să aibă un grad de naturalețe cât mai ridicat, da, e foarte da important acest aspect, să aibă un minimum de conservanți, să ne uităm și la ingrediente, să vedem ce ingrediente conțin. Putem să citim și să studiem acele ingrediente. Unele dintre ele au fost studiate foarte mulți ani și de aceea le-am și introdus și noi în gamele noastre. De exemplu, pentru un scalp uscat care are nevoie de nutriție, avem jojoba bio. Pentru volum avem peptide din quinoa care să redensifice sau să ofere volum firului de păr. Avem alge bio din Bretania selecționate special pentru scalpul gras, sufocat. Aici avem lupin alb cu sevă de agava. Agava ce face de fapt? Stimulează foarte bine microcirculația de la nivelul scalpului. Automat părul crește mult mai repede și mult mai sănătos. Și diagnoza sau identificarea nevoii produsului automat se face în prima instanță pentru scalp și după da aceea pentru păr by default, pentru că părul da, da, devine da o păi consecință, cumva, o prelungire exact a scalpului. Exact. Vedem apoi lungimile, ritualul, poate dacă vorbim strict despre tine, nu cred că e caz, nu cred că folosești placă sau ondulator, produse electrice, dar e important să știm dacă trăiești totuși într-un mediu urban sau unul rural, cum îți spuneam. Din păcate trăiesc într-un mediu urban, aș putea spune din păcate cu ghilimele de rigoare, dar da, și eu ca toată lumea suntem afectați de stres, trafic, poluare, să nu praf, vorbim de partea aceasta, praf, exact, exact, care sufocă foarte tare, din păcate, scalpul. Și de aceea, apropo, de aceea și apare problema aceasta cu scalp gras. Praful este un, să zicem, un factor foarte nociv pentru scalpul nostru.
din păcate. Da. Discutam mai devreme de, ok, ce fac eu pentru îngrijirea părului meu. Da, nu folosesc din fericire, sper, zic eu, pentru că mă mișc mai repede, neavând părul lung, nu folosesc placă sau alte device-uri de gen. Da. Dar mă gândesc pentru fie bărbații cu păr lung care folosesc sau pentru femeile care utilizează, ce măști de păr sau ce produse recomanzi pentru ele, știi, sau pentru ei. În cazul meu se aplică, dar pentru... Nu prea se aplică. Pentru toți cei care au nevoie. Da, pentru cei care au nevoie e foarte important să știm cum se prezintă acum lungimile, nu mai vorbim de scalp. Ca un reminder, e foarte important atunci când aplicăm masca să fie aplicată din zona aceasta de sub urechi în jos, da, pentru a nu sufoca scalpul, pentru că produsele acestea tip masca au un cumul sau sunt bogate în uleiuri și în balsam, să spunem, deci au o textură mult mai unctoasă, mult mai bogată. Și aici depinde foarte mult de firul de păr. Poate să fie fin, subțire, poate să fie dimpotrivă gros, poate este foarte uscat, poate este vopsit. Depinde foarte mult de nevoile lungimii, să spunem așa. Vopseaua, apropo de, mă gândesc la părul vopsit, afectează cumva sănătatea părului? O, clar, clar. Nu doar că afectează, în timp părul se subțiază, e adevărat, se subțiază atunci când, da, îl vopsim, dar și în timp se deteriorează mult mai repede. De aceea e important să folosim produse special concepute pentru a proteja nu doar culoarea firului de păr, dar și a-l proteja pe el, să-și păstreze rezistența. Deci... Asta mă bucură foarte tare să aflu că Yves Rocher, și să știu deja de fapt că Yves Rocher cumva are personalizat, individualizat pentru fiecare nevoie câte o soluție. Indiferent că discutăm părul scurt, păr lung, părul femeilor, părul subțire, firul gros, firul subțire, etc. Cumva există variante. Și asta îmi dă o, cum să zic, îmi dă o liniște, îmi dă un confort, astfel încât să știu că în momentul în care eu intru la voi în magazin, da, în fiecare showroom de-al vostru, în baza discuției cu colegii consilieri din fiecare locație, primesc ceea ce am nevoie potrivit pentru mine. Și asta, practic, este cel mai important, pentru că face parte din acel echilibru. Știi, să știi acel confort mental, acea liniște, că la final, ok, tot ce ai nevoie găsești, ține doar de identificarea corectă a nevoii tale, practic, astfel încât sănătatea părului să rămână ala long și să fie, pentru că se vede, adică podoaba noastră capilară la final ne e... definește, ne... Exact, e parte din noi. E un păr foarte frumos. Mulțumesc. Care-i secretul lui? Păi folosesc produsele noastre și le folosesc de foarte mulți ani. Unul din produsele mele preferate, apropo de faptul că arată foarte bine și foarte sănătos și mă gândesc că este lucios, da, se vede foarte lucios, este acest oțet fluid, să spunem, de strălucire, care este îmbogățit cu oțet de smeură. Îți repet a doua oară, probabil, dar da, este un produs care chiar își face treaba, închide foarte bine cuticula și astfel se păstrează luminozitatea naturală. Are și 99% ingrediente de origine naturală, adică este un produs foarte, foarte calitativ. Ce aș mai putea să spun e că din când în când, pentru că trecem prin perioada mai stresantă, mai utilizăm și poate un ser sau poate facem o cură de regenerare, pentru că e important la un anumit interval să venim cu o cură de regenerare. Și bineînțeles, una din gamele mele preferate, deși acum am părul mai drept, este gama cu bucle. Este o gamă îmbogățită cu semințe de in care oferă acele bucle naturale. Naturale. Da, da, da. Păstrează forma buclei. Indiferent că ai părul ondulat sau părul drept, E special concepută pentru persoanele cu bucle sau părul crespo. Ok, puțin ondulat. Da. Am înțeles. Ce le recomanzi tu, indiferent că discutăm de un client femeie, client bărbat, ce le recomanzi tu vis-a-vis de alegerea produsului potrivit pentru scalpul lor sau pentru părul lor, în calitate de specialist? Te referi la un produs anume pe care ar trebui să-l utilizeze toată lumea? Efectiv, pașii, cum spuneam mai devreme, adică ritualul. Ce am înțeles exact. Și ritualul, efectiv, de zi cu zi, pentru că, da,
lucrăm 12 ore de multe ori, mai petrecem vreo oră, 23 și okay. prin trafic și nu prea neglijăm în anumite sau zile. Sau nu utilizăm când trebuie. Exact, exact, da. Exact. Ce ne recomanzi tu? Păi șamponul, cum spuneam, trebuie ales după nevoile scalpului, dar în același timp recomandarea noastră este să ne spălăm o dată sau de două ori pe săptămână pentru a nu suprastimula glanda sebacee ca să ne producă din ce în ce mai mult sebum. Indiferent de tipul de păr? Da. Ok. Este foarte important okay. acest aspect. Să utilizăm o apă călduță în detrimentul da. Unei ape foarte fierbinți, pentru că ce face apa fierbinte? Usucă foarte tare firul de păr. Dacă avem părul lung, mergem pe un balsam ca să ne ajute să-l descurcăm. Poate un balsam, dacă nu avem timp să punem o mască, poate avem nevoie de ceva care să ne aranjeze părul, în mod special doamnele care poate mai au niște bucle sau au părul se electrizează. Noi le mai recomandăm, de exemplu, un balsam vegetal multi-efect care are multiple întrebuințări, poți să-l folosești în foarte multe moduri. Ce aș mai recomanda eu, în primul rând, doamnelor, pentru că utilizează și placă și ondulator. Da, tot acolo ajungem. Un spray cu protecție termică, pentru că n-am apucat să-ți vorbesc despre el. Este un produs excepțional care nu doar că te protejează de aceste aparate electrice, dar efectiv îți apără firul de păr și are efect antirupere. Deci e bun inclusiv și pentru părul vopsit. Okay. Iar pentru, să spunem, dacă nu ai timp în duș, să-ți așa. Aplici balsamul de păr, venim cu un spray care descurcă foarte bine părul, este cu lapte de castane bio. Eu îl folosesc din când în când, îmi place și parfumul, recunosc. Înțeles. E important, repet, să știm că avem câte o soluție și recomandarea adecvată, potrivită, validată cumva, pentru că știi, ca și paranteză, din păcate avem acces la tot felul de informații, spun din păcate, nu știm care este cea validă sau validată. Și atunci e foarte important și da, mă simt recunoscător că aflu de la tine și aflăm cu toții câteva dintre secretele de îngrijire ale unui păr sănătos, ritualurile de înfrumusețare și ritualurile de păstrare a sănătății părului, pentru că este foarte important să știi cam ce ar trebui să faci, de câte ori să te speli pe săptămână, de câte ori e indicat, da? Și nu ok cum auzeam sau citim pe diverse forumuri, sau în fiecare zi dacă faci sport sau etc. Adică... Uite, apropo de lucrul acesta, îmi cer scuze da? Când te întrerup, dacă avem o viață activă, cum ai zis și tu, facem sport, mergem la sală, ok, înțeleg. Poate produce mai mult sebum, dar putem să venim, de exemplu, cu un șampon uscat câteva zile. Ok. Deci avem și varianta aceasta. Și nu necesită neapărat varianta de a uda părul, exact, efectiv, de a uda scalpul și atunci îl folosesc la nevoie, cumva, și îl intercalez cu cel, în momentul cu cel normal, practic, sau de reparare. Da, ok. Și întorcându-mă la ce începusem să spun mai devreme, e foarte important să știm că tot timpul există o soluție potrivită nevoilor noastre. Asta e cel mai important și cu atât mai mult, cred că, mai ales tu, prin experiența și experiențele tale de-a lungul anilor, pentru că, din câte știu, ești de ani de zile în această industrie și, practic, industria de beauty, aș numi eu, nu doar industria, ok, dedicată segmentului de păr, sau pentru că totul eu îl privesc ca pe un întreg. Și este fantastic să poți să dai mai departe, știi? Atât mie, cât și fiecăruia dintre noi, ca să știm cu toții, ok, ce trebuie să facem astfel încât să avem părul sănătos atunci când îl avem, în prima instanță. Da, am permis să și glumesc că al meu a început să albească, asta e. Există un proces natural, okay, apropo. Okay. Este un proces natural acesta. Am înțeles. Există și variante de stopare a albirii părului? Nu prea sunt. Uh-huh. Face parte din procesul natural, vopsire, nu? De îmbătrânire. Sau dacă dorești să-l faci mai argintiu, avem okay. șampon. Am înțeles. Special. O să mă gândesc și la asta. Apropo de ce discutam mai devreme, mie îmi plac tot timpul informațiile care au în spate niște surse validate, da? Și surse valide până la urmă. Am citit că, am auzit că, tot felul de povești de genul. Realist vorbind, prefer să ne informăm doar din surse validate, cum ești și tu în cazul de față, și să ne împărtășești, că tot îmi place să descoper secretele, tips and tricks-uri pentru menținerea sănătății părului.
Da, auzim foarte multe, din ce în ce mai multe, de fapt, de pe social media. Acum este, știi și tu, la mare căutare, avem telefonul foarte aproape și vedem tot felul de videouri. Un tips and tricks pe care îl recomandăm, de exemplu, în magazine, este și utilizarea unei perii bune, bune, să spunem, calitative. Da. De exemplu, pentru un păr fin, cum este al meu, eu recomand să se utilizeze o perie din păr natural, să spunem păr de mistreț. Okay. Pentru că face periera mult mai delicată, nu riscăm să rupem firul de păr, pentru că acesta, vezi și tu, este destul de subțire. Pentru un fir de păr mai gros, o perie din păr de nylon. Pentru un păr mai ondulat, mai creț, recomandăm un pieptene cu dinții mai rari, ca să facă pieptenarea buclelor mult mai profundă, să spunem, dar să le păstreze și forma totodată. Știu că în momentul în care ne spălăm pe cap, da, și utilizăm șamponul, e recomandat să nu fim foarte agresivi cu scalpul, corect? Așa este, da, nu e recomandat să fim foarte agresivi, dimpotrivă să fim delicați cu pielea scalpului. Un alt lucru foarte important atunci când, poate nu neapărat folosim șampon, dar și în timpul liber, când avem câteva minute pentru a ne stimula microcirculația de la nivelul scalpului, să venim cu un masaj delicat în zona aceasta a tâmplelor, dar foarte delicat, nu doar că ne oferă liniște și, să zicem așa, un fel de relaxare, dar chiar ajută foarte mult la regenerarea firului de păr. Da. E foarte important, odată la 2-3 luni, să ne tundem vârfurile. Este foarte important pentru a lăsa părul să crească cât mai frumos și cât mai sănătos. Aici discutăm pentru părul lung, nu? Sau indiferent lungimea părului? Indiferent de lungimea firului de păr. Părul crește undeva la 1 cm, maxim 2 cm pe lună. Deci, să zicem, odată la 3 luni ar fi ideal măcar 1 cm, 2 să luăm din vârfuri. Mă simt mult mai recunoscător acum că știu, dintr-o sursă validată, da? Ce pot să folosesc și ce mi se potrivește mie. Și practic este ceea ce vă recomandăm și fiecăruia dintre voi în momentul în care mergeți într-un dintre magazinele Ivoșe, să stați de vorbă cu fiecare consilier în sănătate, da? Și expert în soluții de înfrumusețare și de păstrare, de îngrijire atât a părului cât și a pielii și să vă dea soluția potrivită pentru ceea ce aveți voi nevoie. Pentru că ceea ce încercăm noi să facem este doar să ne facem lumea noastră mai bună și să inovăm într-o manieră naturală.